Ioanischie, candidatul PSD la alegerile parțiale din Telești, este singurul din cei 5 localnici ce vor intra în cursa electorală pentru această primărie, care are experiență de un deceniu în administrația locală. Socialdemocratul este convins și din acest motiv că cetățenii din Telești îi vor acorda votul, un atu fiind și acela că face echipă cu fostul edil Romulus Bâldea. Eu cred că atuul principal este perioada petrecută în administrație. Deci eu merg pe 10 ani de când sunt în administrație, e experiența pe care o am față de dumnealor. De când am terminat facultatea, am fost numai în funcție de răspundere și nu mi-o luați ca o laudă. Am fost șef, indiferent că am fost până la șef de secție sau șef de mecanizare, cum am lucrat la drumurile județene, am o experiență vastă pentru că am lucrat în minerit pe timpul... După ce am terminat facultatea, după aceea am lucrat 18 ani la drumurile județene, am fost șef de mecanizare, am fost șef de bază de producție acolo unde produceam asfalt, agregate pentru obținerea asfaltului, stație de betoane. După aceea am lucrat la Succes un an de zile și de 10 ani sunt în administrația publică locală. Experiența pe care o am față de dumnealor, sunt mai tineri, nu au experiența mea. Și am căpătat experiență împreună cu domnul Bâldea, pe proiectul pe fonduri europene, pe proiectul pe PNDL, știm și știu cum trebuie procedat cu proiectele respective, știm ce avize trebuie luate, știm unde trebuie să mergem, pe când, cred că contracandidații mei nu au aceste cunoștințe. Fostul primar Bâldea este sigur că cetățenii din Telești îl vor vota pe Ion Mischie, nu pe Cristian Mischie, candidatul ALDE. Îi transmit domnului Mischie că încă nu a venit timpul să fie primar. Mai are timp să învețe, încă n-a învățat suficient administrație, încă nu-i prea copt în cele ce ține de administrația publică locală, mai are de învățat. Eu mi-am făcut un stagiu de 8 ani de zile până pretinde să candidez să câștig alegerile. Am stat la mâna... Nu spun mâna dreaptă, am stat pe funcția de viceprimar 8 ani de zile și am câștigat alegerile la alegerile intermare acum, deja după, ca să crești într-un an de zile de la 130 de voturi, să vrei să câștigi alegerile, bineînțeles, dumneavoastră își doresc, eu le urez succes, noi le urăm succes, dar la fel de bine trebuie să mai aștepte puțin, să mai învețe puțin administrație. Alegerile parțiale din Telești vor avea loc la începutul lunii viitoare, deși PSD, ALDE, PNL și PMP și-au anunțat oficial candidații la primărie.